O durat ceva până am reușit să termin ferma asta, dar important e că-i gata. M-am pus cu Dark la treabă și în sfârșit avem fermă de gold. Acestea fiind spuse, bine te-am regăsit pe breasla haiducilor. Totuși, chiar dacă am reușit să facem fermă, mai avem mult de lucru la un sistem de sortare pentru toate lucrurile pe care le dropează Zombified Piglinii ăștia, așa că mă voi duce la cel mai bun redstoner pe care îl știu pe acest server, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Hei, salut pufule! Cu ce cauți aici, mă? Mă, am vrut să mă duc la tine acasă să te caut, dar aparent am văzut că stai aici lângă cartof. Să mă cauți la găini? Nu, să te caut acasă. Ce găini? Aha, încă negi, am înțeles. Ce neg? N-am, bă, negi, nu știu ce să ia negi totuși. Știu că ceva pe față. Nu știu cum să face, că tot timpul când îți pe aici prin zona asta te spawnezi și tu ne nu știu, după miros vii sau... Da, vin după miros, dar... Nu, dar tot timpul am treabă cu tine. Întâi cu câinii, acum... Știi care e faza? M-ai ajutat tu cu sistemul ăla șmecher la sniffer de colectare, cu ulei, cu chestii... Mm-hmm. Și hai cu mine, Nether, că aș mai avea nevoie de un sistem de... Ți-ai găsit câinii, apropo? A, ce câini? Nu, n-am găsit. N-am fost până nicăieri, nu m-am adus direct cu Dark să facem ferma. Acasă la tine, mă, că ți-am adus câinii, mă. A, ok, o să mă uit, bine că mi-ai zis, să mă uit după ei. Țai, ce om. Păi nu, că m-a chemat Dark să facem ferma. Trebuie să vin, musai să văd, nu? Da, hai că ți explic acolo să vezi, că dacă nu vezi, nu știi. Noi am făcut ferma asta de gold pe care o să o vezi imediat. Acum aceea pe să fie un Și îți dai seama că avem fermă de gold, ne trebuie și un sistem de colectare pentru el. Aha, și de-aia m-ai chemat cu mine. Da, și la sistemul ăla de colectare ne-ar plăcea dacă ai putea face un sistem de sortare. Aha. Da, deci să se sorteze toate itemele, săbile mărg într-un loc, rotten flesh un alt loc, la rotten flesh dacă ești tu drăguț... Să faci și un sistem în care intră Rotten Flesh un shulker și să sparge automat shulkerul și să pune alt shulker. Că tot... Da, hai shulkere. Mă duc după. Mă duc după și fac rost de shulkere. Da, și eu trebuie să mă duc până Nether, până End. Nu mai știu, nu mai cunosc dimensiunile. Da, te cred. Păi eu spart o bătut Eddie Dragonul, nu l-o spart. Și acum putem merge după shulkere. Da, el l-a bătut. El e The Dragon Slayer. Am văzut că am primit cadou ăsta, două shulkere și o elytra la începuturilor, când am fost la mine pe acasă. Și mă gândeam că eu nu-ți-o fost acel om Eddie care a bătut. Am luat și alea două shulkere pe care le-am primit, le-am făcut, că aveam nevoie de ele aici la fermă. Da, pe ce cred? De-aia vreau și eu să mai mă adun niște shulkere și îmi trebuie niște roduri de alea ce luminează. End roduri, da. Așa, end roduri, da. Trebuie câteva din alea. No, bun. Păi, nu știu, o să mă duc și eu cu Dark, probabil, sau cu Peter, sau cu, nu știu, văd, mă duc cu cineva în End să mai adunăm chestii, shulkere nebunii. Mm-hmm. Să le avem acolo. Și, fii atent. Suntem aici. Ia. Asta e ferma. Olei, asta e aia veche? Da. Modelul ăla vechi. Modelul ăla vechi de tot, da. Și funcționează? Da, fii atent, ia un bulgăre de aici. Ai pus jos bulgării? Nu, sunt butoiul ăsta de aici. Stai să văd, ce trebuie să opresc ca să nu se audă alea. Nu știu ce trebuie care să opresc. Care e butoi, băgați? Butoiul de aici de jos, ia, aici de sub mine. Asta pe care fac. Așa. Măi, nu știu, dar eu am aici înainte un mod frumos care se numește o chestie, o trestie. Și pot să scriu aici, de exemplu, Minecart. Setarea asta, așa, Minecart. Ok. Și pot să pun și... Cum îi cheamă pe ăștia? Piglini? Da, piglini. A, da, chiar. Ar trebui să... Music settings, hostile creatures, 0. Și era fain să ai entities aici, să poți să pui 0. Cum ar fi să nu te mai aud că am dat hostile mob 0. Aha. Măcar... Da, ia să vedem. Și îl pălesc pe Frederic, că ce-am atat. Da. Dă-i în ăla și o să aibă băieții agro... De ce scrie... Ce? De ce scrie MRP? Nu știu, întreabă-l pe Dark, el i-a pus numele. Hey, o să stau aici, să-ți ciordez toată experiența. Să n-ai parte de experiență. Așa.
Da, și mor băieții și facem o tonă de experiență. Nice. Yep. Putem sta doi aici deodată, ce șmecherii? Că ajunge și la tine, nu? Da, să știi, să știi, da, ajung și la mine. No, ce tare chestia asta. Mă interesează... Oh, ok, ai găsit și asta. Deci, ar fi un sistem de colectare la Rotten Flesh să ți-l bage direct în șulcăre. Da, okay. Există. Se poate face. Știu, știu că se poate face. Am făcut și eu unul, dar nu mai prea, prea mult rețetă, prea multă bătaie de cap, de-aia te plătim pe tine. Și după așa. Aia... un sistem de distrugere, toate săbile să ajungă în foc, că n-avem ce face cu ele. Bun. Ah, ok. Un sistem de colectare pentru capete, după care capetele, dacă se umple chestul respectiv, restul să fie aruncate și exact. Așa. Exact. Cred că îți ajunge un double chest de da, capete, nu? Da, și pe mult. Iar la Golden Nuggets să meargă... un sistem care să facă în blocuri. Da, exact. Și la Gold la fel. Deci ingături și nuggets să le transforme în blocuri și să ajungă în cufăr. Da, în se partea face. Asta ai și sticlă aici rămasă, dacă vrei să zlungești platforma, să fie tot ok. Mm-hmm. 10 hopere văd că sunt. Ce, sunt hopere acolo? Ah, 10 hopere, dar nu știu dacă îți ajung, fii atent cum facem. Îți mai las aici 24 de blocuri de fier. Ok. Ți-am pus aici lângă hopere, mai ai și cufere, lemn numai trebuie să-ți aduci și la final ne spui prețul. Știi cum fac instalatorii români? Că se duc, știi, și cumpără toate chestiile pe care le-au cumpărat, fac o listă și după aia vin cu lista respectivă, îți dau lista și achiți ce s-a cumpărat și după aia vedem noi restul, cum îți plătit la oră. Ok. Păi faci asta, faci list, faci necesarul, faci prețul, tot, venim aici, inspectăm munca, la final plătim. Mi se pare cel mai perfect. Da, normal. No, bun. Plătiți înainte. Exact. O să mă duc, vorbesc cu Dark, îl anunț că ți-am zis ce e de făcut și punem bani împreună și te plătim. Am făcut o poză să-mi știu coordonatele, că eu am tendința de a mă pierde. Da, pot să înțeleg. Uite, mai am Ender Pearl-uri aici. Perfect, că tu zbori, eu mă duc cu Ender Pearl-uri. Am și eu 4. Mai în 4. Ce direcție merem? În direcția aia trebuie să merem. Vezi cercul ăla de obsidian de acolo? Păi, drept în față. Nu tare, dar... așa. Hai, da. N-am așa mare. Am dat în cufăr. Stai. Așa. What? Am dat în același loc? Bună ziua. Salut. Stai. Hai tot în partea aia. Hai. Încolo? Da, încolo. Ok. Bine. Bun. Ce-i zis că ai nevoie de Elytra? Hai. Da, să știi, cu Ender Pearl-ul e fain. Nu mă trebuie să mai cumpăr, nu mai am. Îți trebuie foarte multe. Ar fi o schemă din asta, Ender Pearl-uri și cai. Bine, îți trebuie și Elytra pe distanțe mai mare, adevărul că, da. Da, dar nu știu, mie îmi place pe jos momentan, nu vreau Elytra, i-am dat foc la aia pe care am primit-o. A fost băiat rău. Mă... o să-ți mai aducă moșul cadouri. Nu? Moșul Eddie să vină cu cadouri. Păi aici cred că merg la Panda. Cred, nu știu. Ce acum? Stai. Văd un blog din ăsta cu Naruto aici și sunt curios. Un blog cu Naruto? Păi da, ia, vezi că e blogul ăsta așa. Cu da. A, da, cred că ăsta e Panda. Da. Nu știu dacă e Panda sau e pur și simplu... Bai, Panda. Da, și Panda. De aici merem încolo către casă. E, ce lejer. Hai că știm să ne ghidăm. Da cum, ne descurcăm noi și pe jos. Bun, mă duc să... Încolo e portalul de aia. Acolo e portalul spre End. Bun, mă duc către Dark și după aia probabil ne vedem până End. Spor să ai, pa, pa. Acum numai să fie Dark acasă pentru a-i spune despre sistem Dark. Dacă mă puteți să mă vede. Deci dacă... te-am văzut, mă, te-am auzit. Ce ești, mă, șminică? Da, pe ce să zic? Ce cauți pe aici? De-abia a scăpat de tine. Păi de-abia a scăpat de mine, dar fii atent. Am fost la Puf, am discutat cu el și o zis că se ocupă el de tot ce înseamnă sistem de colectare, sortare, craftare la ferma de gold. No, bun, perfect, așa? Da. Am semi-reparat și ferma, merge acum bine. Super, perfect, dacă ai reparat chestiile alea la ea. Și fii atent, schemă. Avem nevoie de șulcăre, pentru că i-am explicat la partea de Rotten Flesh să fie sistem de la cum aveam noi din totdeauna cu șulcăre. Cum aveam înainte? Gen da. Umple, la să-l schimbe. Exact. Okay. Aha. No, bun. Ok, nice, așa. Bun. Da, doar n-avem șulcăre. Asta e problema.
Așa. Am eu unul dacă te ajută. Și am două dacă nu ne ajută, așa că trebuie să dăm o tură până în end. Vii, și cum, vii și tu cum e? Hai că vin, hai că vin, hai. Hai, no, bun, hai. Hai să merg la plimbare. O să mă ajute cineva cu full netherite pe acolo, nu de alta, dar cred că o să spar niște tuteme astăzi. Nu, bun, hai da. Dar întâi merg să cumpărăm niște ender pearl-uri de la Ionuț. Hai să mergem. Hai să mergem. Dar culoaie, cum e treaba acolo în colț? Bă, mă cam sperie ăștia un pic. Te cam sperie? Nu știu, eu deja am făcut rost de un stack, că Ionuț nu mai s-a oprit din vândut. O zis, bă, scop butoiul, gata, nu mai vreau diamante. Mamă, dar te-ai uitat la ei, nu glumă. Stai să văd dacă dai eu din partea asta. Bă, cred că ar trebui să mă bagă niște totuși. Până îți dau nii. Așa, 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 păi. Așa. Ce bă? Dădeam în Enderman. Așa, am și un stack. Ne ajunge? Da, două stack-uri ar trebui să ne ajungă. Stai că eu vreau să-mi iau armura asta de diamond, că mi-e frică. Păi, ia pun-o tu pe tine că nu te văd bine. Da, nici eu nu mă văd bine. Două hituri și m-am dus. Așa, da, bun. În ce direcție de la? În partea asta e de la. Aoleu, m-am uitat la el. Bine că vezi ce bine că mi-am pus asta. Că deja era mort din două lovituri. Mă, de ce e așa de câși săracul ăsta? Păi de la textura noastră cu. Ah. Da, de aia mereu săracul în doi de spate, zici că are 80 de ani. Dacă fur o ăla, cine spre cineva? Da, stai să furăm o ăla, dai ce că nu să-l fur. Nu știe nimeni. Da, deci dacă întreabă cineva, nu știe nimeni, mi-l pune în muzeu. Așa. Bam, s-a dus acolo, bun. Dar știi ce, n-avem o torță. Ei, tu n-ai torță, eu am torță. Gata, l-am furat, pa. Aoleu, m-a prins băieții. Dă-și-mi achievement. Ce, gata. Așa, ia-l și tu, bun. Gata. Ia de aici, hai da. Stai că îl bag aici, în bundle. O văzut, cine o văzut numai? Aoleu, o văzut Colpir care e live. Colpir n-a văzut. N-a văzut, super. Hai da, hai să mergem. Să nu mai salute tare, să salute mai încet, deci ne-au văzut Panda, Tunet, Puf. Ei, lasă că uită băieții, hai să mergem. Îi prașchetăm noi, bă fi. Aia, uite, când pune la loc oul, că-l vreau și eu. Nu. Și gata, nu băgăm pe nimeni seamă, ne-am dus. Hai, așa. Aoleu, bă, nu, uai. Bă. Ok. Dark. Dark. Să, am dat pe lângă cumva? Că m-a aruncat ăla? What? Ok. Salut, Dark, salut! Ți-a luat mai mult să vin cu ace. Nu mi-a luat mai mult, nu știu ce s-a întâmplat acolo, că ai dat tu cu Ender Pearl-ul și a apărut Endermite. Și... Ok, și ăștia de ce au... Sau, mie mi s-au spus vreo 10 de ăștia în spate. M-am speriat de ei. Păi și am dat în timp ce o dat Endermite în mine și m-a aruncat și dubios, nu știu ce s-a întâmplat. Păi da, eu am crezut că ai dat toată cu mine și eu m-am teleportat și am crezut că te-ai dus la alt ghid ăsta și am zis, ce n-ai. Da, păi uite că de advancement am luat advancement, dar nu știu, dubios, hai. Hai să vedem unde e un entity pe care nu l-au luptat băieții ăștia, că... Păi și, de fapt stai că așa, că l-au luptat, au și mâncat și alea. Yep, na, hai să mergem și să vedem. Darkule, din păcate, nici o elitră. Atât a putut, dar, uite aici. Ce, frumos, ia uite aici. Mă, pe ăsta când l-ai găsit, când te-am auzit de el? Păi l-am luat din ceva cufăr din astea. Partea amuzantă, băieții au luat toate elitrele, dar măcar au lăsat cufere, șulcăre, am și un stack și 4 șulcăr shell-uri, un set de armură de diamant aproape, deci suntem bine. Bun, așa. Hai da să mergem. Uite aici și portalul. S-a activat. Acum s-a activat raza aia. Acum? Nu, păi... te cred că m-am uitat la Enderman. Te-ai uitat la tăți? Bine, eu plec, dar cu lepa, succes. Ok, încă o dată. Ok, eu am nimerit, dar văd că nu am nimerit. Hai că l-așteptăm aici, până intră și după aia trag în el. Hai, Darkule. Hai, mă, că poți. Pe bune că stă să bată cu aia. Ar fi funny să moară la 5.000 de blocuri de aici. Hai, mă, pe bune, vreau să trag în el. Și să vezi că l-o mor și cad toate itemele după. Nu contează, eu să aștept aici până. Ok. Bă, stai, bă. Ce, bă? Mori? Mă gândeam că trag și se întâmplă să fie opiniata. Oricum aveam. Au fost bune aia că oricum aveam perle. Ok, deci ai făcut rost de perle. Fun fact, tu veneai din partea aia. Gen, tu nu te-ai spawnat de sus în jos cum ar trebui, tu ai venit din stânga spre dreapta.
Ești mai special. Da, tu ești mai special. Oricum, apreciez, Darkule, că ai venit cu mine astăzi să fac cu rost plăchere de chestii. Îți mai dau din șulcărșelurile astea să punem acolo? Nu, lasă că facem noi șulcăre și punem acolo la fermă când, după ce se ocupă Puf. Ah, ok, ok. Ok, da. Ce le țin pe asta la mine. Da, păstrează-le la tine că o să ai nevoie de ele. Mă duc și eu că probabil mă spawnează acasă și să pun armor trim-ul ăsta acolo la colecție. Mm-hmm. Baftă, Darkule, pa, pa! Având în vedere că deja foarte mulți haiduci au trecut prin end pentru a-și lua șulcăre, elitră și ce mai aveau ei nevoie, consider că am fost mega norocoși să găsim aceste iteme, mai ales Spire Armor Trim, pentru că fix de ăsta aveam nevoie la magazinul de armor trimuri și oricum ne-am dus doar pentru șulcăre pe care le vom folosi la ferma de gold când se ocupă nenea Puf de acel sistem de colectare cu șulcăre pentru Rotten Flesh. Însă, sărim peste asta, m-a chemat nenea Colpir la minigame-ul său, așa că dau o fugă rapidă până acolo. Colpir, mă simt onorat că m-ai chemat să mă mănânce rechinul, știam că nu mă iubești și că vrei să mă ești dai să mă mănânce rechinii. Cum spun? Ești primul meu cobai. Ah, ok, ok. Nu, de fapt asta zic tuturor și mă gândeam să zic și ție, nu știu de ce. Bine, Mini Blue. Bine, te-am găsit. Deja voiam să-ți cer bani că mă pui să-ți testez asta. Dar știi, pe asta încep să le zic oamenilor așa ca să n-aibă așteptări prea mari. Ah, ok, ok. Dar oricum, crede-mă, e un minigame super smaker. Știi ceva despre el sau nu prea? Mă, nu știu nimic, n-am vorbit cu nimeni care a fost pe aici. Ah, ok, și nici nu te uiți la videoclipurile mele. Ok, am înțeles. Nu vreau să-mi iau spoilere, da? Deci explicăm. Da, așa e explicabil. Bun. Deci, hai să citim primele chestii aici. Dacă ești viu, păstrezi toate comorile obținute, pentru că în acest rechin există comori ascunse. Ah, ok, ok. Okay? Oameni, cadavre, oase, nu? Da, și... Ah, ok. Nu, o să găsești premii mult mai bune, crede-mă, dar o să găsești... Ăsta e rechinul de la Titanic. Am mâncat acolo bijuterii, chestii. Da. Stai puțin că din greșeală am dat mut totul. Ok, ok. Bun, următoarea regulă, deci ai plătit intrarea. Ai și pe bani aici, mă. Bă, da, ei pe bani. Okay. Pentru tine prima intrare, 5 diamante. Asta e pe intrarea pentru toată lumea, nu? Da. Oricum, cam salivează rechinul ăsta, nu știu ce să zic, abia așteaptă să mă mănânce, ia uite. Da, șmecher efectul ăsta, nu? Da, chiar da, da. Îmi place, nu știu. Închid eu ușa după ce intri, dar o să închid eu ușa, nu-i problemă. Ah, okay. Da, s-o nimeri chestia asta, numai că mi-am dat și eu seama după ce arăta mișto. Bun. Bun. Și ce pot să-ți mai zic decât că este timp nelimitat. Odată ce ai intrat, poți stai cât vrei, nu-i pe... A, deci nu mă grăbești. Nu. Bun. Te grăbești, nu. Și întrebarea mea e... Nu, stai! Nu, până să intru, poți să aprind lumina sau trebuie să mă duc cu lumina stinsă? Nu, stai, așteaptă că mai am să-ți explic câteva chestii și nu deschide, poate să iasă niște pufferfish. Ah. Că da, asta urma să zic. În interiorul rechinului, bineînțeles că sunt da, niște pufferfish, ca să fie gen ceva greu. Mamă, de ce ai stricat-o? Te... Măcar dacă nu îmi spuneai. Crede-mă, sunt prea mulți, deci trebuie să ai grijă, de asta vreau să îți zic. Și, o altă chestie. Da. Oprește-te, încetează. Okay, nu, zi. Că sunt prea prețioși ăștia. Bine, zi. Lasă-mă să zic. Bun, brightness, moody. Vezi pe brightness, moody? Asta e faza. Unde? Ok, gata. Brightness, moody și dacă chiar nu o să vezi nimic, o să punem brightness 20. Mamă, bă, o să dau eu pe filmare la edit. Da, trebuie să faci asta pe filmare la edit, dar trebuie să fie mai complicat pentru... Pentru mine, da, experiență. Da, înțeleg, bun. Așa, dă-ți armura jos, dă-ți toate chestiile că s-ar putea să mori. Da. Ok, unde le pun? Aici, bun, deci... Aici, perfect. Respawn point-ul dacă vrei. Clar vreau. Așa. Deci, practic, tu poți să-mi iei toate comorile din acest rechin și dacă ești supraviețuitor, sunt ale tale. Deci, poți stai cât vrei, nu te grăbi. O să găsești niște soul sand, poți stai acolo să-ți iei oxigen. Mm-hmm. Just nu te grăbi. Dar vreau să-ți mai prezint ceva pentru viitor. Da, pentru viitor, da. Vrei. Există un kit pentru supraviețuire. Care adică să ne fur de bani. Armură. Da. Care îți oferă... Fii atent, uite-te în ce îți mai oferă. A, om, dă și niște mâncare, îmi dă și niște lapte, vai, ce... Și parcă voiam să mai dau ceva la asta. De 15 diamante trebuie să-mi dai full netherite, nu știu cum să zic.
Bă, crede-mă că Dani când a luat asta a început să-mi cam îmi ia multe chestii, adică... Ok. Dar stai că parcă mai voiam să pun ceva. Ce mai putem să... Nu știu ia, ce uite, mai putem să oameni pentru atribută. Dai 5 diamante înapoi. Cine cumpără kit-ul? No. Bine. Hai, am pus diamantele acolo, vorba multă sărăcie omului, mă bag și unde, văd unde-i pus, unde-i pus? Ale mele, ok, bine, da, hai. Ok, hai. Dar trebuia deci, să-ți explic alea, dacă nu... Da, trebuia să-mi explici, hai, da, hai că mă duc. Bun. Hai, baftă la comori. Uai, mă aruncă, nu-i bine, uai, nu. Ok. S-a dus. Nu m-am dus. Uite, am găsit ceva aici. Ok, am găsit. Poți iau tot? Moody? Da, sunt pe Moody. Da. Iei tot. Ok, ok. Oh, tot ia meu. Moody, da. Da, dar parcă te duce așa bine la el. Păi le văd, nu știu cum să zic. Ok, gata. Le vezi bine, a? Le văd bine, da. Alții nu le văd deloc, nu știu. Alții nu le văd deloc, bun. Ok, hai că mă duc. Deci ești pe Moody, da? Da. Ok. Așa, nu, cred că mor. Am decis să mă întorc, Colpir. Nu, uai, jumătate de inimă. Nu muri, nu. Vai. Hai, jumătate de inimă. Vai. Hai, intră. Bravo, ultima, bravo. Bă, ultima bulă din aia de aer. Vai. Super, ce-ai câștigat? Sunt curios. Uite, spun aici să vezi ce am luat. N-ai câștigat prea multe. Da. Dar e ok, ești bine. Mă, ești bine. Pentru prima încercare, măcar n-am murit. Ești bine, dar crede-mă că... voiam să-ți mai zic ceva, asta voiam să zic în timp ce... Dar n-am vrut să te încurc prea tare. În coada rechinului se află cele mai bune premii. Cam greu, zi. Da, știu. Și mai există o cameră secretă, dar nu zic unde este. Dar și în acea cameră secretă mai există niște chestii. Cameră secretă? Băi! Nu spar, mă zic. Mai joc o dată, hai frate, mai joc o dată. Păi mai joc o dată, dar e cumva deasupra noastră camera secretă? Nu zic nimic. Deci e deasupra noastră, ok. Bine, uite, 5 diamante acolo. Și m-am dus. De ce nu mi le dai în mână? Okay, nu vreau să ți le dau, bine, stai un pic să mai mănânc dacă tot. S-am dat și a doua intrare cu 5 diamante. Ha. Ce? Nu toate intrările au 5 diamante? Despre ce vorbim aici? Mă gândeam să măresc, dar hai. Ei, bucură-te că îți dau bani pentru că mă chinui. Ok. Hai, du-te. Hai, mă bag. Oul, ok. Așa. Băi, ești pe Moody, da? Da, îs pe Moody. Bine. Deci dacă văd că... Fără gama ăla. Fără gama ăla, fii atent. Nu, okay, dă aer, ok. Și acum, hai să mă duc de aici. Bun, de perfect. Ce, nu vreau să iau niciun kit, mă duc. Dar trebuie să și ies, nu? Ok, uai. Bun, hai sus, zboară. Nu, unde-i? Unde-i niște aer? Unde? Uai, m-au lovit băieții ca lumea. Numai că nu găsesc aer. Uai, nu, uai, la fix. Jumătate de inimă, vin. Mănâncă. Ce să mănâncă, n-am. A murit. Acum, Colpir, hai, du-te după ele. Ei, nu vrei să intri să-ți iei aia, că poți să iei, nu mai trebuie să mergi până în... Poți să intru să-mi iau alea? Nu mai trebuie să... Da, nu mai trebuie să intri până la capăt, dacă e rechinul tău. Și trebuie să-ți dau 5 diamante ca să iau blocul ăla de diamant? Nu, dai 5 diamante ca să mai ai încă o intrare, plus iei alea și îți iei și altă premie. Am o idee, fii atent, hai, du-te. Du-te că se despawnează blocul de diamant, Colpir. Nu, hai, 5 minute, e ok. Du-te că se despawnează, hai, du-te, hai, du-te. Deci mai joci sau nu mai joci? Nu mai joc, du-te, ia-ți diamantul, hai. Hai să te văd. Bine, dar după nu te mai văd să te joci. Nu, după aia nu mai joc. Du-te, nu mai las. Hai, du-te. Pleacă. Du-te, hai. Vreau să-l văd cum merge. Doamne. N-au mai vrut să joace, ce puțin a jucat omul ăsta. Hai mă, că am jucat de două ori, ce puțin. Hey. Mă chinui aici că ai pus-o... Măcar n-ai luat blocul de diamant. Păi da, dar nu-mi scot pârlea ala. Dar stai, era numai blocul de diamant acolo? Nu, era și niște blocuri de aur și... Mi-ai dat 3 castravezi, Colpir, ce vrei să fac cu ei? Am pus și chestii random, n-am să te mint. Bă, dar... Da, nu văd restul, am luat blocul de diamant, dar restul n-am luat. Dacă ai cumpărat și tu niște armor trimuri să le pui să acolo cumpăr? La băieți... Nu mă zic, armor așa, nu știu. Uite, să le pui ăsta la băieți. La care băieți? Păi la băieții care mai...
mai participă. Nu le pun nimica, bă, dar ce investesc eu. Ok, ia uite, fii atent. Îți dau astea să le pui acolo, uite, că e 1.21. Da, sărbătorim. Vrei să bem? Nu, chiar nu vreau să beau. Te-ai dus fără mine în Trial Chamber să-ți fie Nu m-am dus fără tine încă în Trial Chamber, dar mi l-a dat ăsta. Bă! Noroc că n-am murit. Aoleu. N-am mers în Trial Chamber, am făcut rost de la ăștia. Uite, uite la el. Trebuia să dau cu ăsta, acum am realizat. Doamne, ce făceam acum aia. Bravo. Stai acolo, hai, tragem din nou, cut dead. Eu nu, eu am plecat, eu am fost drăguț cu tine, ți-am dat poțiune și tu ce faci? Da. Vrei să mă bați? Eu m-am dus, Colpir, m-am dus că am treabă. Pa. Bine, și eu. Vreau să mă moare. Hai să distrugem tastatura asta. Ce tastatura? Am citit tastatura urâtă. Bă, nu că măcar tastatura? Cel puțin acolo am câștigat 2 blocuri de diamant, nu ca la tine. Hai că am dat 10 diamante pentru un singur diamant. Dar măcar am... Ce comentez, bă? Oh, bă, gata, nu, dar nu da la față. A fost un preț foarte bun, a fost un preț foarte bun, cum să nu, uite, am și oase ca să îmi îmblânzesc pe ăștia de la puf. Ia, am. Bă, ce câini frumoși să știi. Ia uite, încearcă tu 2 oase pe ăsta. Bă, ăsta e Lone Wolf. Da, ia lu puf. Ce? 2 oase pe care? Pe ăsta, fără lesă, hai. Dacă... De ce? Dar nu... Nu, dacă iese e al tău, e prietenul lui Wilson dacă iese, hai. Ok, hai. N-o ieși. Bă, n-au fost să fie. Mai poți încerca, ți-l las aici, mai poți încerca. Bine, mai lasă-l puțin, poate. Bine, hai, te-am lăsat. Bine, eu plec, că tu vrei să mă bați cu buzduganul ăla. Nu te mai plânge la abonați. Nu mă mai plâng, gata, nu mă bate!